Domnul Gheorghe Polina Gheorghe, Gheorghe, stimați telespectatori, un om de radio, o voce cunoscută, un prieten drag dumneavoastră, un prieten drag nouă, doamna Polina Gheorghe, căreia îi spun bună seara. Bună seara, Hristos a înviat tuturor celor care au primit cu drag lumina învierii, așa cum o facem și noi de peste 2000 de ani, trăim cu speranța. Să știți că emoțiile pentru mine sunt de două ori mai mari, că în urmă cu peste 25 de ani mă străduiam să ajung și eu pe un afiș, primul afiș de muzică populară. Cu cine mai eram pe acel afiș? Cu Mitriță Crețu. Au fost foarte mulți atunci în acea pleiadă, dar în timp am rezistat eu și Mitriță Crețu. Am pornit pe acest drum alături de Mitriță, alături de Gigi, alături de Constantin Pârvu. Au fost emoții mari, dar noi nu puteam să trăim fără cântec. Mitriță, în primul rând, eu am observat și am învățat de la niște copii care i-am avut cu școala altfel și spunea: Doamnă, dacă un cântec nu-mi trece prin suflet, eu nu-l ascult. Cântecele lui Mitriță trec prin suflet și vor rezista generații de oameni de acum încolo. Acesta este rostul nostru. Să dăbăduim oamenii zeci de ani de acum încolo. Mitriță, să fii sănătos, bucuros, nu mai ai 20 de ani, dar ai multe împliniri. Să fii sănătos. Felicitări. Așa. Lângă tine dumii tale, ia-uzi, ia-uzi, ia, că prea ai primit.
prins drag de ei. Iauzi, iauzi, parcă ar fi copiiță. Iauzi, iauzi, ia mai zice țara noastră. Iauzi, iauzi, că să-i nuntă munte nească. Iauzi, iauzi, socii.